Așadar, dragilor, din nou suntem la lecție cu un bun găsit și cu Doamne ajută să începem lecția. Eu vreau să spun, Mărica, că de fiecare dată când se apropie ora, așa mă gândesc cu foarte mult drag și chiar spun în gândul meu, Doamne, dăm inspirație. Nu, inspirație ne trebuie ca să putem să facem o lecție frumoasă. Și să rugăm pe Bunul Dumnezeu, chiar cu o rugăciune. Hai să încercăm să facem o rugăciune, că tu deseori făceai chestia asta. Când eram la voi, știi, înainte de stat la masă, sau când ne studica, deci făceam o rugăciune. Zice, m-am doi Tatăl nostru? Bine. Hai să vedem. Tatăl nostru care ești în cer, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea de toate zilele, dă-ne-o nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel rău. Amin. În numele Tatălui, al Fiului, al Sfântului Duh. Amin. Doamne, sprijină ca să Duhul Sfânt să fie cu noi acum și să reușim un lucru frumos. Așadar, uite că n-am șters, Măriuca, n-am șters ultimul exercițiu, nu adunarea celor fracții. Și știi bine, am și repetat la sfârșit, îți amintești, spune tu acum în debutul lecției, care sunt pașii pe care îi parcurgem pentru a două sau mai multe fracții. Descompunem numitorii. Corect. Găsim cel mai mic multiplu comun. Da. Apoi. Odată găsit cel mai mic, în cazul nostru a fost 432. Da. După aia trebuie să împărțim cel mai mic multiplu comun. Așa. Cu numitorul. La fiecare din numitor. La fiecare din numitor. Ca să înmulțim. Ca să vedem. Ca să vedem cu cât trebuie să înmulțim. Fiecare fracție, nu? Fiecare fracție. Încât după înmulțire, fracțiile să fie așezate așa. În urma mulțirii, e un rezultat la numărător și un rezultat la numitor care este tocmai 432. Să știi că dacă noi mulțim pe 48 cu 9, va fi 432. Astfel, toate fracțiile vor fi cu același numitor. Deci, ăsta e secretul. Secretul este ca să descoperim noi valoarea asta, care e cel mai mic număr, cel mai mic multiplu, și o să vorbim îndată, încât toate fracțiile să aibă același numitor. Cu gândul ăsta facem noi. Și ca să știm cu cât amplificăm fiecare fracție, împărțim acest numitor comun la fiecare din fracții, vedem cât amplificăm și astfel toate fracțiile au același numitor, 432, și noi am scris o singură dată, 432, urmând ca, nu, fiind același numitor la toate fracțiile, l-am scris o singură dată și la numărători, să vedem care e rezultatul. 9 ori 1, 9, 6 ori 3, 18 și minus 8. Așa, asta e esența activității care o desfășurăm pentru a aduna două sau mai multe fracții. Deci în ăsta constă mecanismul cu adevărat pentru reușită. Și hai să mai vedem. Să știi că nu numai 432. Dacă noi facem un experiment, să știi că și dublul acestuia e deștept. Adică ce înseamnă dublul lui 432? Cât ar însemna dublu? 864. Așa, 864. Ia să vedem dacă este așa bun. Este el în stare să facă treaba de care suntem noi frământați? Adică dacă luăm pe 832, se împarte la 48, se împarte la 72, se împarte la 54? Să facem asta. Deci luăm pe 862 și îl împărțim mai la 48. Ia să vedem.
Începem să vedem, facem împărțirea asta. Zicem, este adevărat? Se face sigur? Dacă e... Hai să vedem. Să vedem, sigur că da, corect. Cam de câte ori se meargă? 48 în 86? De două ori. De două ori, corect. Ziua? De fapt, nu. De fapt, nu merge, nu? Nu merge de două ori. Nu merge. De ce nu merge de două ori? Ia să vedem. Îi faci 96. Da. Ei, vezi? Așa. Imediat ne dăm seama. 8-ul care vine și 2 ori 8, 16, 2 ori 4, 8, te pășește 80 și 90 și faci. Deci merge o singură dată. Vorbește, te rog. Hai, vorbește. Tu vorbești continuu, lucrezi pe care e cel și vorbești continuu. Eu te ascult. Nu trebuie să mă ridici capul pe tablă. Ci tu lucrezi pe care e tu tău. Așa ai spus. 8. Deci 48, da? 1 ori 8, 8, 48 și... 8 din 16, ai vorbește așa că da, trebuie totul. 8 din 16, 8. 8, da. Hai, 4 din... 4 din 7, 3. Corect. E bun rezultatul, 38, e mai mic decât 48, de acord. Deci am făcut un lucru. Coborâm pe 2, da. Pe 2, pardon. Da. De câte ori? Hai să estimăm. Cu cât ne apropiem mai mult, cu atât mai bine. Hai. Nu spunem la întâmplare. Ne închipuim că ar fi 50, 48, 50. Ok. 50, în 38 parcă ar fi 40, că tot am mărit și la împărțitor, am mărit și la... Adică ar fi 40, nu, 50 în 40. Ca 5 în 40. Hai să zicem așa, da? 5 în 40. 5 în 40 de? 5 ori cât fac 40? 40. N-am înțeles ce ai zis. Deci încă o dată, îmi închipă că în loc de 48 este 50, da? Da. Ei, și în loc de 38, iau aproape 40, că am mărit și aici și mă și aici. Atunci zic 5 în 40. 5 în 40, adică de câte ori merge 8. De? 8. 8 ori. Deci, repet încă o dată, am estimat. Nu știu că va fi bine, dar caut să mă apropii cât mai mult. Deci eu zice mai mult 7. Și se pare că 8 e prea mult, nu? Păi dacă împinge. Așa, zici, fiindcă am estimat. Dar mă controlează și ultima cifră aici. Dacă merg pe 8, 8 ori 8, nu merge, nu? 8 ori 8, 64. Da. Dar mergem pe 7, da? Deci nu, se vede că nu se închide exact. Deci nu se împarte exact 832, 860, nu știu 2, 64, măi, Măriuca. Cu 432 ori 2, că dublu am zis noi că luăm. 432 ori 2 fac 864. Și deci acum la noi trebuia să coborăm pe 4. Și atunci 8 ori numai bine fac 64. Gata, merge de 8 ori. Deci, vezi, am avut un moment de neatenție. În loc să zicem 864, am zis 832. Și asta aici mi-a ridicat o mare problemă că nu se pățea exact. Acum mergem cu 8, că sigur va merge. Te rog să continui tu. 8 ori 8? 8 ori 8, 64. 46 minute. Da. 8 ori 4, 32 și cu 6,
38. Bine. Nimic, nimic, nimic. S-a închis. Excelent. Deci, dacă am luat pe ăsta de două ori, în mod clar, ne arată de 18 ori. Deci s-a dublat. Deci în clipa în care m-am gândit la dublu, nu? La numitorul ăsta comun 862, am obținut aici că ar trebui să amplific în condițiile astea cu 18. Foarte interesant. O să înțelegem de ce. Înainte, Măriuca, ca să insist aici, să înțelegem bine, deci când am găsit 432 și am făcut împărțirea lui 432 la 48, ne-a dat 9. Și cum știm, cum să scrie de împărțitul, 432 este egal cu 48 împărțitorul, 48, ori împărțitorul, cât a fost? Împărțitorul 9. Nu? Data trecută cu 9 am amplificat aici. Și dacă mulțim 48 cu 9, numai bine fac 432. Adică 8 ori 9 fac 72, 2 și 7, 9 ori 4, 36 și cu 7, 43. Acum, dacă l-am luat dublu, deci în clipa în care l-am luat pe 864, deci observăm că e dublu, acesta fiind cel de sus înmulțit cu 2, și am făcut împărțirea tot la 48, deci tot la 48, am obținut ca rezultat la împărțirea asta, iată că ne-am obținut. În loc din 9, avem 18 acum. Deci, în loc din 9, e 18. Deci, ce s-a întâmplat? Practic, parcă s-a întâmplat așa, egalitatea asta, 432 egal cu 48 ori 9, am fost înmulțită cu un 2. Și la înmulțirea cu un 2 a devenit, nu? 2 ori 432, 864, iar 2 ori 48 ori 9, nu pe amândoi îi mulțim cu 2. Nu și 48 și 9, ci doar unul din ei. De ce? 48 rămâne același tot timpul, numitor rămâne aceeași. Și atunci 9 ori 2 au făcut 18. Deci noi puteam să știm rapid la împărțirea asta lui 864 la 48 cât va fi rezultatul împărțirii. 18. Dublu. Pentru că cu 2 înmulțind, nu? Unul din factori, nu 48, că 48 rămâne același, ci 9 s-a mulțit cu 2, doar 9, 18. Hai să vedem acum dacă se împarte același număr, 864 și la 72. Hai să facem împărțirea asta, să vedem dacă se întâmplă același lucru. Deci 864. 64. Deci la cât împărțim? 864 la? La 72. La 72, corect. Egal cu? O dată. O dată, corect. 4, 1. 4. E bun că e mai mic. E bun că e 4. Mic. Perfect. Și eu zic de două ori. Sigur că zici foarte bine. Vorbesc la 7 ori 2 și face 14 și eu 2 ăla acolo. Eu zic sigur că da, s-a văzut perfect, așa cum spui, s-a văzut foarte bine. Deci 144 este și minunat. Împărțirea se face exact și minunat. Și așa este 800 și pentru 72 e bun. Și ce număr ne-a dat la împărțire? Poftim? Ce număr
am obținut la împărțirea asta? 12. 12 și iată, înseamnă că e dublu lui 6 dinainte. Respect aceeași poveste. Păi și atunci următoarea o să fie 24? Cu cât am amplificat aici, data trecută? Cu... Nu mai știu. Cât erau 8 ori? 8. Ah, dacă era 8, acum cât ar trebui să fie? Dacă așa, dacă îi deșteaptă chestia asta. N-ar fi dublu. Ar trebui să fie dublu lui 8. Adică da. Cât? Adică 16. A 16. Ia să vedem dacă așa este. Ia să facem și împărțirea asta. Bine. Deci să facem 864. Împărțit la 54. Împărțit la 54. Știm cât așteptăm. Da. 54 în 86 merge. Odată. Da. 54. Da. 4 în 6 de 2. 4. 4 din 6, sau 6 scăzut 4, nu? 4 din 6, 2, da. 4 din 6, sau poate mi s-a promis, în fine. Da. 5 din 8, 3. Da. Coborăm pe 4. E bun, trebuie să avem tot timpul grijă. E bun? Da. Da, e bun. Restul acesta e bun. Coborăm pe 4, da. Ca 5 în 32. 5 în 32. Ca 5 în 30. Aproximativ de 6 ori. Aproximativ de 6 ori. Încercăm pe 6 să vedem dacă merge. 6 ori 4. Și avem control 6 ori 4 este egal cu? 24. 24, 4 scriem și 2. 2 emite. 6 ori 5, 30 și cu 2, 32. Bun! Excelent! Mă, ce minunat! Deși numărul 864 face și el serviciu bun. Da? Deci, noi înseamnă că în clipa asta am fi putut, mă rog, face gheșițiu și dacă în loc de 432 foloseam cât s-a folosit. Pe 800... pe 800 ca numitor. 864. Și punem numitorul 864, iar în urma amplificării cu 18, 18 ori 1 făcea 18. Hai să vedem ce rezultat va fi în condițiile acestea, da? Când am luat nu numitorul 432, ci dublul lui pe 864, că e bun și el, face treabă bună. 18 ori 1, adică se împarte la fiecare. Asta ne-e clar. Deci 18 ori 1, 18, plus 12 ori 3. 12 ori 3, 36. Bun, 36. Minus. Minus. 16 suntem acum, nu? Da. 16 ori 1? 6 ori... Nu, 16 ori 1. Nu, 8 ori s-au fost când am amplificat data trecută de am avut noi ca numitor pe 432. Am amplificat cu 9, cu 6... Și respectiv cu 8. Dar acum noi am cu roșu, vezi că am pus cu roșu linia asta cu numitorul dublu. Și am amplificat cu 18, cu 12 și cu 16. 16 ori 1? 16 și da.
8 ori 2, 16. 16 ori 1, 16. Da? Da. Și să vedem cât face aici ca rezultat. Calculul ăsta. La 36 minus 16 egal cu 10. Da, 10. 36 minus 16? Hai să fii atentă. Da. Păi hai să vedem. 6 s-a dus la unități și din 30 scăzut o 10? 20. 20, ai zis 10. Oh. Da? 20 și cu 18? 20 și cu 18, 38. 38. 38 supra cât? 864, da? Da. Și okay. Acum... Vedem dacă este reductibilă. Reductibilă sau nu. Da. Dacă e reductibilă, dacă este ireductibilă sau reductibilă, e corect așa? Da. Deci vedem dacă este sau nu reductibilă, zicem noi. Adică dacă mai este simplificabilă. Așa într-un limbaj, înțelegem. Ce părere ai? Doi. Prin 2. Deci este reductibilă prin 2 simplificabilă. Care va fi 19. 19 supra? 432. 432. Care nu e. De acum este, am analizat-o data trecută, este același rezultat ca și înainte, este asta ireductibilă și îngheață așa. Nu mai avem ce face. Am văzut că am ajuns la același rezultat, exact cum s-a întâmplat data trecută, ieri, adică, când am aflat ca numitor comun pe 432, și care ne-a făcut serviciu și ne-a condus foarte rapid, dar ne-a condus deodată la rezultatul acesta. Când am luat ca numitor dublu acestuia, al lui 432, și l-am luat dublu fiind 864, numerele cu care am amplificat au fost duble, da? Și numerele au fost mai mari, da? Că a fost 18 plus 36 minus 16, deci am avut de muncă mai mult. Mai mult am avut de muncă. Sigur că ar face treabă bună și cine ar mai face treabă bună? Deci nu numai dublu. Hai să luăm pe triplu. Triplu cât ar fi al lui 432? Triplu... Adică de trei ori mai mare, asta înseamnă. Da. Stai să calculez repede. 3 ori 0, 3 ori 3, 9, 3 ori 12, 100, 1290. Deci 3 ori 2, 6. Deci triplu ar fi așa. 6, 3 ori 3, 9 și 3 ori 4, 12. 1296 ar fi triplu. Deci, a, scuze. Este adevărat? 1296 sunt parte la fiecare din acești numitori? Ia să încercăm. Deci să vedem dacă și ăsta triplu e bun. Că vrem să tragem o concluzie, vrem să găsim o chestiune. Cum, cât de important este să-l găsim pe acesta, că e cel mai mic. Nu degeaba spune cel mai mic număr. Deci, vezi, și altele sunt bune, dar ne conduc probabil la numere mai mari. Am văzut. Ia să vedem 1296. Este adevărat? 1296. Hai să împărțim la cine acum? La 48 mai întâi. Te rog. Imediat să scriu și eu. Ok, gata. Da. Eu zic de 2 ori. Tu zici de 2 ori. Ia vezi dacă merge de 2 ori.
6. Da. Eu zic da. A mers bine? Condut, mergi, du-te până la capăt cu împărțirea. Vorbește, tu condus împărțirea. 96. 96. Deci cât de la scădere? La scădere... imediat. 33. Până la capăt, împărțirea. Eu mai șterg pe aici ca să-mi iasă. 33. Deci, ai zis că merge de două ori, ai spus parcă, nu? Da, de două ori și mi-a dat 96. Să merge. Hai să continui și eu. 2 ori 8, 16, 2 ori 4, 8, 9, 96. Așa ți-a dat, nu? Da. Și am când am scăzut 33. Și aici face 33, da? Și ai coborât pe 6. 6. Și eu m-am gândit de... Stai. Ia să văd cum este mestul. Vorbești cu voce. Cei ce gândești, spune cu voce. Încerc să mă gândesc la 8 ori cât face ceva cu 6. Te gândești la controlul ăsta. 8 ori cât să facă ceva cu 6 la sfârșit ca să încheie împărțirea, cum știm noi. Da. 8 ori 8. Și 2 ori 8 fac 16. Dar e prea puțin. Da, prea puțin. Sigur, da, pentru că făcea 96, nu e de 2 ori. 8 ori 3, 24. 8 ori 4, 32. Da. 8 ori 5, 40. 8 ori 6, 10. Păi da, mai vine încă un 8, nu? 8 ori 6. Da. În mintea ta trebuie să întâmple așa în viteză cel mare. 8 ori 6. Da, la început e greu să mă duc la viteza asta, deci... 8 ori 10 minus 4. Nu, invers faci. Faci invers. 6 ori 8 în mintea ta, rapid, că pe locul întâi să fie cel mic, Măriuca. 6 ori 8. Deci în loc de 8 ori 6, zici 6 ori 8. Și acum tu zici 6 ori, tot în mintea ta, în viteza cea mare, deci 10 minus 2. 2. Deci. 60. Minus 8 ori 2, 16. 60 minus 16 este egal cu? 10 ta face asta. O 10 fac 50 și scoți și pe 6 ăla din 50? Da. 44. Deci, am zis 6 ori 2, nu trebuia. Deci nu 16, 6 ori 2, 12. Da? Deci aici am greșit, vezi? 60 minus 12. 6 ori 2, 12. Atunci 48. 48, mai, sigur că da. Okay. 6 ori 8, 48. Și acum, deci tu controlai la mulțirea asta cu... după ultima cifră, nu? Da. Și ai zis 6 ori 48 și nu-ți place. Și 7 ori 8 acum, da? 7 ori 8, 56. Deci, de ce ar trebui să meargă? Ar fi 7 ăsta, da? Care îmi facă serviciu. 7 ori 8, 56, 6 și 5. 6 și 5. 7 ori 4... 28. Și cu 5, 33. Vezi? Numai bine s-a închis. Foarte bine te-ai dus pe ultima cifră, dar trebuie mers simultan, Măriuca. Deci te întrebi 8 ori cât se facă cu 6? Dacă nu ți-a apărut în minte repede,
A apărut 2, că 2 ori 8 fac 16 și 7 ori 8, 56 nu ți-a apărut foarte repede, atunci ai pierdut foarte mult timp ca să te duci crescând 8 ori 3, 8 ori 4, 8 ori 5, 8 ori 6, 8, până la 8 ori 7. Dar controlezi și cu 4. 4 în 33. Adică 4 ori cât fac aproape de 33? Aproape de 33, 4 ori 8 ar face 32. Acum nu pot să fac simultan, dar poate în viitor o să pot. Păi da, o să faci în viitor foarte repede, dar așa se face, simultan. Deci întâi se face cu prima cifră, 4 față de 33, și dacă ți este telefonat că e măcar la un 5 acolo, că 5 ori 4 fac 20. Deci sar repede, controlul e mult mai rapid făcut după prima cifră. Deci este foarte rapid telefonat. Da? 30 și ceva, până la 30, 47, 28. Dar de ce e suficient 28-ul? Nici n-a atins pe 30. Pentru că vine 8-ul ăsta, care înseamnă, de fapt, la urma urmei, uite că 48, Măriuca, înseamnă aproape 50. Și 5 în 33 merge de cel puțin 6 ore. Că 5 ori 6 fac 30. Deci, vezi, trebuie să te duci foarte repede pe cuplajele acelea care să te conducă spre numărul foarte apropiat. Și numărul apropiat era așa, dincolo de 6, și care este 7, 7 ori 8, fac 56. Și atunci era legătura rapid. Deci eu când fac chestia asta, aflându-mă în dificultate, că e 336 împărțit la 48 și nu prea îmi vine în minte, dar repede spun 4 în 33, ca și cum ar fi 50, că 48 e aproape de 50, zic 5 în 33. 5 în 33, 5 ori cât fac aproape 30 și? 30, aproape 6 ori. Ah, aproape de 6. Și fiindcă am exagerat, că am mai adăugat eu aici la 48 și am făcut aproape 50, imediat s-a început, dacă lăseam pe 6, 6 ori fac 48 și nu mă controla cifra de la sfârșit, nu mă ducea spre rezultat. Pentru că aici am șansa că știu că trebuie să facă exact împărțirea. Deci eu știu că trebuie să fac exact împărțirea și de ce ea se controlează. Când nu știu cum se face, atunci nu am decât controlul, restul să fie mai mic decât împărțitorul și cât mai aproape de cifra respectivă, cu prima cifră. Ultima nu mai contează. Chiar nu merge controlul decât atunci când avem o împărțire despre care știi că se împarte exact. Noi știm că se împarte exact aici. Dar când avem de făcut o împărțire a două numere la întâmplare, nu mai controlezi ultima cifră, să nu se formeze ca reflex că ultima cifră să o controlez. Când mi-ai spus adineori, eu am să mă concentrez pe ultima cifră și pe urmă când o mai târziu să controlez și cu prima cifră. Nu, invers. Cu prima cifră tot timpul trebuie să faci asta. Cu prima cifră. Pentru că ultima cifră la o împărțire oarecare nu are sens să o controlez. Nici nu are sens să o controlez. Deci de aceea în orice împărțire începem cu prima cifră a împărțitorului, se controlăm. Și cum de împărțitul are trei cifre, îmi rămân, iar împărțitorul două, îmi rămân de fapt primele două cifre cu prima cifră a împărțitorului. Deci prima cifră a împărțitorului de câte ori se cuprinde în primele două. Așa s-a întâmplat să fie aici, că avem un număr mai mult de cifre la de împărțit. Și hai să ne întoarcem, 27 este deștept. Așadar, spun că amplificăm acum cu cât? Cu 27. Bun. Să facem și împărțirea și același număr la cine acum? 1296 împărțit la 72. La 72, da, te rog. O dată. Deci la 72, ai spus o dată. Da, o dată. Da, egal o dată, de acord. 7.
Hai, vorbește, vorbește. 7 de scădere odată. 7 din 12? Vorbește, vreau să vorbești continuu. 5. Coborâm pe... 6. Da. Deci ne orientăm, prima cifră e 7, în primele două. 7 ori cât fac 57, aproximativ. Aproximativ până în 57, mai puțin de 57. Și acum tabla mulțirii trebuie să sară la tine. 7 ori cât fac 50 și? 7 ori 8. 7 ori 8 cât face? 56. 56. Este foarte aproape. Dacă nu ți este foarte sigur, Măriuca, când zic 7 ori 8, în mintea mea vine așa 7 ori. Da, pentru mine 10 minus 2, da? Asta faci, da? 70 minus 16 și fac clar 56. Da, pentru mine a început mai greu. Da, da, eu te înțeleg. Vine un pic mai greu, dar este siguranță maximă. Viteza crește, Măriuca, cu cât facem antrenamentul ăsta. Când nici mie, eu spun de pe poziția mea, când eram ca tine, nu, foarte mult timp mi-a trebuit până am învățat tabla mulțirii. Că am pățit aceeași lucru, învățătoarea îmi cerea să mecanic, iar mecanic nu mă pricep, nu mi-așa. Până când am descoperit treaba asta, adică când totdeauna le învârteam între ele, că mulțirea e comutativă. Și pe locul întâi păstream cifra cea mai mică, iar pe locul 2, cifra cea mai mare. Ești și... cel care a aflat metoda asta? Poftim? Tu ești cel care a aflat metoda asta? Da, dar din nevoie, că nu mi-așa deloc. Uite, să te uiți peste tot, nimeni nu are așa ceva. Metoda lui Ioan Ursu. Da, da, metoda lui Ioan Ursu, sigur că da. Și acum, când e aproape de 10, adică când e 8 și 9, când cea de pe locul 2 e 8 și 9, atunci, în loc de 10 minus 2, și atunci 70 minus 14, și în mintea mea această scădere se face foarte rapid, și scrierea asta, nu scriu pe caiet, ci ea merge mecanic, automat. Când zic 7 ori 8, a apărut așa 70 minus 14. Asta văd eu. 70 minus 14 e 56, da? Și acum zic... A fost foarte bine și zic, de câte ori? De 8 ori, nu? Da, da. Și zic, 8 ori 2, vorbește, te rog. 8 ori 2, 16. Da. Un minute. 8 ori 7, 56 și cu 1, 57. 57. La fix. La fix, știm că trebuie să fie la fix, pentru că ăsta e rolul numitorului comun, să se împarte exact. Și deși acesta face un serviciu bun și ne dă ca răspuns, cât mi-a dat? 18. 18. Adică de 3 ori 3, de 3 ori 6, pardon, de 3 ori 6, nu? Că în momentul când am avut 432, mi-au mers de 6 ori prima dată când am amplificat. Acum, luându-l de 3 ori, și împărțitorul este, nu? Câtul împărțirii este de 3 ori 6, adică 18. Altfel spus, ai putea să-mi spui cât ar să fie rezultatul la împărțirea lui 1296 la 54? Deci dacă împărțim pe 1296 la 54, vreau să-mi spui după legătura asta, când au fost înainte 9 și de 3 ori 27, când au fost înainte 6, de 3 ori 18, au fost înainte 8, acum cât ar să fie? Păi... 6...
16 au fost când am dublat. I-am ajuns cu 864. Nu, hai să facem împărțirea, fetii. Nu știu de întrebarea. Adică ce să răspunzi? Nu înțeleg întrebarea. Întrebarea este asta. Acum când facem pe 1296 împărțit la 54, ai putea să-mi spui rezultatul direct? 6? Deci la 54, da? Cât crezi că este rezultatul împărțirii 1296 la 54? Nu reușești. Dar iar te întreb, când am împărțit pe 1296 la 48, cât ne-a dat la împărțire? 27, dacă ți-mi minte, da? Da. Ei, când am ajuns, când am luat ca de împărțit pe 432, de împărțitul 432 și am împărțit la 48, ne-a dat 9. Acum, luându-l de 3 ori, pe 432 și am obținut 1296, rezultatul împărțirii la 48 a fost de 3 ori 9, 27. Cât va fi rezultatul împărțirii? Același număr, 1296, care se va vrea numitorul comun a celor trei fracții, când împărțim la 54. Mm. 32? De ce ai zis 32? Ai dublat pe 16? Da. Dar aici n-am dublat pe 18. De-a părut 27. Ce am făcut aici? Am triplat pe 9. Că doar triplat a fost 432. Le-am obținut 1296. Păi da, și la 54 ce triplez? Că nu înțeleg. Păi la 54 pe cine? Când am amplificat aici a fost 8? Păi da. Deci 8 ori 3? Asta e. 24. Deci 8 ori 3, 24. Deci cine? Rezultatul împărțirii acestea îl aștept să fie 24. Dar trebuie să fim siguri. Ia să facem împărțirea, să vedem dacă așa îi. Stai că scriu. Da. Ok. Eu zic de două ori. De două ori. Da. Luăm pe cele trei, corect. 8. Da. 10, da. E bun. Da. No, no, totodată. Deci coborăm pe 6 și merge de câte ori? Ca 5 în 21, da? Da. Adică 5 ori cât se fac aproape 20? Eu zic... 5 ori cât se fac aproape 20? Din tabla mulțirii. 5 ori? 4. 4. Și ea face un serviciu 4 ori 4, controlăm și cu ultima cifră. 4 ori 4 egal cu? 16. 16. E perfect. Deci 4 ori 4 egal cu 16. 4 ori 5. Hai vorbește tu. 4 ori 5, 20 și cu 1, 21. Corect.
Și așa cum am anticipat, 24 este și rezultatul pe care am așteptat. Pentru că vreau să înțelegi bine, bine, bine acest lucru. Este esențial să înțelegi că în prima parte a lecției, chiar în lecția de data trecută, am aflat numitorul comun, dar am aflat pe cel mai mic număr capabil ca împărțit la 432, împărțit la 48, la 72 și la 54, împărțirea să facă exact, adică să se dividă. Și atunci, data trecută, am zis așa, că care este teorema împărțirii cu rest? Când facem o împărțire, bunoară, 432, scrie și tu, împărțit la 48. Hai să facem din nou împărțirea asta. Am făcut-o de-a trecut, dar o repetă. 1. 43 în 48, nu. Nu merge. Oh, pardon. Le sunăm pe toate 3. Le luăm pe toate 3, sigur. De 8 ori? 8 ori. Dar 8 ori 8 fac 64. Nu se închide. Noi știm că trebuie să se închidă. Atunci... Mai mergem un pic. La 9 ori. Ia să vedem. Că tabla mulțirii te anunță. 9 ori 8. 9 ori 8, 82. 9 ori 8? Ia să vedem. Hai să facem 9 ori 8 deoparte. 9 ori 8 egal cu 8 ori 9. Așa am spus, da? 8 ori 9. 72. Așa, Măriuca. Deși, cum am luat 72 și am zis să... Nu, nu. 82. Trebuie să fii precizi. Maximă. Nu discută. Dar 9 ori 9 e 82. 9 ori 9 e 81. Păi cum să fie 9 ori 8, 82? Nici vorbă. Dar ca să ai siguranță maximă că tu mi-ai spus că ai fost corect când ai spus am momente de ezitare și ca să dispar momente de ezitare zicem 8 ori 10 minus 1 că e 9. Am spus pe locul întâi întorci repede să fii cel mai mic factor și egal cu 8 ori 10 80, deși mintea ta s-a făcut 80 minus 8. 80 minus 8, 72. Deci când ai zis 9 ori 8, tu ai văzut 8 ori 9 și ai zis 80 minus 9. 80 minus 8, pardon. 80 minus 8, 72. Deci nu ai voie să eziți. Așadar, de 9 ori și zicem 9 ori 8. 9 ori 8, 72. Da. Nouă ori patru, 36. Și cu șapte, 43. Deci numai bine s-a închis. Dar ce spune teorema împărțirii cu rest? Spune așa, că de împărțitul, adică cel care se împarte, egal cu împărțitorul oricâtul, plus restul. Rest. Asta e teorema împărțirii cu rest. Deci de împărțitul, egal cu împărțitul. Restul e zero. În cazul nostru, nefiind rest, restul este zero. Și în cazul nostru de împărțitul... Dar dacă facem decimale, atunci ce pui ca rest? Ok. Dacă faci... prin metoda cu decimale. Deci dacă facem împărțirea și ne interesează să continuăm împărțirea cu, să obținem câtul cu decimale, nu mai putem spune că avem rest. Deci nu mai vorbim de rest, decât la împărțirea cu numere întregi. Ne oprim, deci ne oprim atunci când am ajuns la un rest, că noi nu vrem să apară cu decimale. Da? Și atunci spune, ăsta e restul.
Dar dacă, deci depinde în ce mulțime lucrăm. Când lucrăm cu mulțimea asta a numerelor întregi, naturali pentru început, pentru tine, înseamnă că și răspunsul tot în mulțimea asta o căutăm. Și câtul împărțirii. Când extindem în Q, când ne ducem la fracții, atunci răspunsul din fracții îl găsim. Și în fracții înseamnă și numere decimale. Deci de aceea depinde unde ne plasăm cu discuția. În ce mulțime de numere. În mulțimea numerelor naturale este cu rest, deci avem, vorbim de rest, iar în mulțimea numerelor raționale, adică acelea fracțiilor, nu mai vorbim de rest. Că împărțirea se continuă până când se termină odată și odată. Ori periodic, ori se termină cu un număr finit decimale. Asta e foarte important, da? Deci în cazul nostru, cum ar fi scris în cazul nostru? Cât e de împărțit? Te rog să vorbești. Șapte ori. Nu, nu, scriu de împărțit, adică cine e cazul, în cazul nostru? De împărțit e 432. Da. Deci zici 432. Egal cu 48 ori 7. 48 ori. 48 ori? Câtul împărțirii? 9, pardon. 49 ori 9. Da? Asta a fost odată. Dacă împărțim la 72, cum o să scriem? Dacă împărțim la 432 egal cu 72 egal cu 72 ori? Ori. De câte ori merge? Ori. Oricât ori acela. Hai să-l aflăm dacă nu ne mai amintim. Deci să-l aflăm, da? Deci zicem ce? Vorbește, te rog. 432. 432. Împărțit la? Împărțit 72. La 72. Egal cu? Le luăm pe toate trei, da? Da. Și ca 7 în 43, adică 7 ori cât fac foarte aproape de 43? 7 ori 6. 6. Și controlezi foarte bine că 6 ori 2 fac 12 și ești fericită. Da? Și zice 6 ori 2, 12. Ținem în minte. 6 ori 7, 42 și cu 1, 43. Da. 6, Măriuca, că uite, am făcut în data trecută împărțirea. 6 era de așteptat. Am. Deci. Continuă. 432 egal cu 72 împărțitorul ori 6. Și același 432 împărțit la 54, cât ne va da oare? Deci 432 împărțit la 54. Da. Ia fă împărțirea. Bine, chiar dacă deja avem, da, în fine. Să o facem încă o dată așa. Bine. 5 în 43 este de aproximativ 8 ori. Așa, că 5 ori, dar tu să răspunde și motivează, fiindcă 5 ori fac 40, am încredere că 8 va fi cifra care îmi convine. Și mă sprijin și pe faptul că 8 ori 4 fac 32, deci am tot controlul. Și atunci zici, 8 ori 4, hai. 8 ori 4... 32. Corect. 32 scrii și 3
3 în minte. Da. 8 ori 5, 40 și cu 3, 43. Corect. Și uite, cu 8, bănuiam că 8 și aveam, l-am și avut scris aici, nu? Și acum 433 va fi egal cu 54 împărțitorul ori câtul împărțirii? Ori 8, fără rest, cum și observăm. Asta s-a întâmplat, Măriuca, când am luat ca numitor pe 432. Dacă luăm dublu, adică cei ce am folosit cu roșu, și dublul lui cât ar fi? Dublul lui 432 ar fi, ai spus tu, cât este de două ori 432? Cât este dublul? Este 864. 864. Când am luat dublu, s-a întâmplat ca să constatăm că la împărțirea la 48, ce cât al împărțirii am obținut? Că am făcut asta, împărțirea asta. La prima am obținut 18. 18. Deci 864, 864 este egal cu împărțitorul același 48 ori 18, da? Da. Ori 18. Două numere cu două cifre să dea un număr așa mare. Adică dacă mulțim pe 48 cu 18, sigur ne dă 864. Știu, dar sunt două numere așa care mai mici decât 50 și dau un număr așa mare împreună. Înmulțite, da. Da, păi uite, este ușor de constatat prin evaluare. Că aproape 50 ori 20 ar face 1000, nu? Sau 40 ori 20 fac 800. Mai degrabă văd aici 40 ori 20, care se fac 800. 800 și ceva. Deci evaluarea trebuie să o ai foarte rapidă. Ți se pare că n-ar fi în regulă, nu? 48 ori 18 și să-ți dea 864. Da, este în regulă, că numai ori 10 fac 480. Ori 20... fac 960. Am o întrebare. Ai timp să faci cu Mihai? Poftin? Ai timp să faci cu Mihai? Fac și cu Mihai, imediat. Mai... de la 11 la 12. Așa. Nu mai vreau... De fapt, pot să termin ideea care o am în lecția care urmează. Da, că oricum o să mai facem... Dar sigur că de la 2 la 3 facem ideea. Rămâne exact tabla așa de aici. Numai că o să lucrez cu Mihai. Mi-ar fi trebuit să finalizez, Măriuca. Dacă mai 5 minute, dacă mai stăm... Cred că finalizez ideea. Bine. Uite ce vreau să spun eu. Vreau să spun doar asta ca să încheiem chestiunea în sine, că problema mi-a rămas în drum. 864 ori 48 fac 18. 864, când am împărțit la 72, mi-a dat dublul 6, 12. Deci egal cu... Nu, dar te las pe tine să observi asta. Ca temă. Deci egal cu cine? 72 ori dublul lui 6, 12. O să continui, nu? Continui că mi-amintesc că ai scris tu pe caietel și o să continui și să punctez. Că dacă mă grebesc acum, nu are niciun rost. Vorbești repede și tu te gândești că trebuie să plecem în pauză. Eu spun cât mai mult și atunci nu e în regulă. Și atunci facem așa. Îți las în perioada asta de două ore să faci 786 ori 875, dar faci această mulțire și comuți, adică faci și 875 ori
786, Mariuca, adică trebuie să-ți dea aceeași răspuns că produsul e comutativ, și de asemenea și împărțirea. Rezultatul care îți va da, nu știu eu, îl împarți la 786 și același rezultat care îți va da de aici, îl împarți și la, pe rând, la 875. Deci ai, practic, de făcut înmulțirea. Da, dar nu cumva înmulțirea aia, dacă fac înmulțirea aia și după aia împart 786, nu o să-mi dea 800... Nu știu, nu știu. Rămâne să, mă, rămâne să constați tu să vezi ce se întâmplă. Deci îți va da un rezultat la mulțire. Rezultatul trebuie să fie la fel și la prima mulțire și la a doua mulțire. Asta e o dovadă a faptului că lucra corect. Și pe urmă, rezultatul care îl ai, îl împarți pe rând la fiecare dintre cei doi factori și vei vedea care sunt câturi. Și dacă te convingi, dacă îți dă acel rezultat, înseamnă că ceea ce spui tu, ai întrebat nu cumva se va întâmpla așa, eu nu știu, rămâne să constați tu. Și să-mi spui de la 2 la 3, când ne vedem, bine? Bine. Bine, la revedere. Bine, Mihai, da? Da. Acum sau mai târziu? Peste, hai să zicem, 10 minute. Bine. Perfect. Te sună, adică îți scrie repede când sunt gata, da? Da. Bine. Pa, pa.